Salut, revenim și pe astăzi la un nou episod de FAT 22 Pack Opening, primul la FU Champions Playoffs, Division Rivals și, bineînțeles, Party Back, din care sper să fie ceva interesant. M-am cam dată Ferran Torres și probabil că o să fac iar pauză vreo două luni. Asta este. Dacă vă place seria, nu uitați să plătiți și butonul like-ul. Foarte important să vă abonați și legendar de important, dacă ați văzut deja, să dați un follow pe Instagram. Și cel mai important lucru de pe planetă, să folosiți codul CATAXPC pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați și dacă vreți jocul ieftin, le găsiți pe G2A, dacă vă jucați Fortnite, CATA pe shop. Bun, pentru prima dată în istorie fac 10-0 în playoffs. Nu știu dacă e datorită la Nea Torres, asta e echipa, am uitat să vă arăt, așa am făcut-o până la urmă. Nu știu dacă e datorită lui Nea Torres sau s-a mișcat jocul bestial de bine. Da, 10-0 pentru prima dată și are asta niște statistici, îți vine să-ți bați copiii. 21 de meciuri, 5-7 goluri și 13 asisturi. Mi se pare incredibil, sincer. Am jucat și Rivals, am intrat în divizia întâi mega, mega lejer, eram ceva gen, bă, what? Am câștigat la rând rupere și panamiera, a mers blan. Bun, hai să dăm submit și la echipa pentru domnul Party Bag Up. Party Bag Up, auzi. Party Bag, să vedem ce o să iasă de aici. Nici nu știu sincer ce poate să spice ceva cu wildcard și nu mai știu ce pe acolo. Lăsați și voi în comentariu cu ce ați primit din acest Party Bag, dacă l-ați făcut, bineînțeles. Un squad de 84, nu a fost cine știe ce. Aș zice că merită. Vineri, adică mâine, o să apară Midor Prime Icon upgrade din ăsta. Probabil mai fac și niște player pick-uri. Fac ceva pachete din astea random. Să nu fie așa în pielea goală. Și hai să-i dăm să sară. Deși am uitat să iau premiile de la Division Rivals. Domnilor, ce se întâmplă? Și trebuie să fiu atent să nu se schimbe iar lumina la cameră. Că totul e razna și că mă enervează un pic. Bun. Asta mi se pare cea mai bună variantă, două pachete 100.000 și cealaltă nu știu cât costă, dar asta o să iau de acum înainte. O dat un pic de boost pe pachete, deși trebuie să joc mai multe meciuri acum, dar e ok. Două pachete 100.000 și două pachete cât o fi, lăsați vă în comentariu cât costă pachetele Jumbo Premium Gold Players. A zice că-s de 45.000, dar nu știu dacă-s de 45.000. Vom vedea. Bun. Și hai să începem să deschidem. N-am așteptări. Vreau să pice numai fodder ca să pot să fac mid icon pack-ul fără să bag coins, dar n-am așteptări să mai îndea ceva bun după ce mi-a dat Dita mai avionul. Jumbo primul gold player pack, 83 garantat. Ăsta nu o să-l deschid, păstrez pentru când o fi un team of the week cât e cât uman. Și team of the week-ul de astăzi este mort. Și mă panichează webcam-ul ăsta prost. Că și tot dă reset la setări. Începem cu un bordini logic pentru că era 83 garantat, CM. Nenia Merino, what? Cred că e... Poate nu chiar prima dată când îl prind, dar 100% nu l-am prins de mai mult de 3 ori. Ok, 3 jucători de 83, foarte bine. Dar cred că e pachet de 45.000 ăsta la cum arată. Seamănă așa un pic cu pachetul de 100.000, numai nu are full rari. Domnule webcam, să nu-ți schimbi culorile și alea că te sparg. Și aia am Odegaard. Ăsta mai oare jucătorul lui Real Madrid sau l-a vândut full la Arsenal? Știu că era mare speranță să vezi cum vine Odegaard, să vezi ce faci, ce îndoai. Ok, team of 2 cu lăsăm, future stars-ul la final. Jubo primi un gold player packs din nou din ăsta. Haide cu walkout-urile. Borzini, Striker, Piemonte, este Nenia Morata. Am de făcut două echipe la Icon, alea de 8, oare două de 85? Cred că 84 și 85 mi-am de făcut, de fapt. Am făcut una de 85 și una de 86. Rare Players Pack, unul dintre cele mai bune pachete anul ăsta pentru mine. Și începem cu un walkout din nou. Germania Center Back Tah. Un walkout fake. Dar foarte bine venit pentru că îs destul de scumpi cei. Mamă, dar ce fățău are în poză. Okay. Îs destul de scumpi cei Team of the Witchy. Cu icon pack-ul ăsta și cu vrăjeli. Cât costă unul de curios din ăsta? Uite, 20 ceva de mii. Let's go. S-au tras pe dreapta. Bun. Țineți minte că am 3 pachete de 100 de mii. 3 pachete de 100.000, trebuie să vină ceva aici nebun.
mai ales din pachetul de la playoffs. Adică pentru prima dată când fac și o 10 cu 0, dăm și mie să sar în aer, din bun. Știu că mi-ai dat Ferran Torres de 1,5 milioane, dar mai vreau, că sunt Romin adevărat. Webcam, stai cu minte webcam. Ok, un Hunterica. Și ne-a Richard Lisoanele. E curios. 800, ok. Tot uit să le pun astea la vânzare, cred că am o grămadă la club. Și aș putea să fac un ban cinstit, domnilor. Și ăsta cu Italii. De obicei le dă de ani cu Excel, dar văd că e destul de... ok, 600 ani. Și ăstea... Nu, cred că are... Da, n-are niciun sens, le umflăm. Bine! Ce mai avem? Future Stars. Încă un din ăsta. Ia vezi cum vine Icon. Icon vine. Ce zi, la porcul pe cont să-i dau mare gulit prime. Werner au, bun. Ia Werner, nici nu știu ce mai face asta prin realitate, dacă mai joacă sau stă. Cilianu. Un duplicat. Duvan Zapata. Bun, și intrăm în pachetele grele, cred. Nu cred că mai am niciunul din ăsta pârlit. Da, 3 pachete de 100.000, deci astea logic 300.000 împreună și ăsta nu știu cât a costat. Hai să vedem. Oare ăsta e tradable? Da, ăsta e tradable, că ăstea sunt două pe care le-am luat de la Rivals. Dăm la tradable și vrem de aici R9 Moments. N-au apărut încă Moments, dar îl vrem. A, bine. Asta poate data viitoare, cine știe. CM, Telemea. Bună-i Telemea. Chiar aș băga niște Telemea acum. Cu omletă. Și bine ar intra și niște bacon. Ma. Orfana, o grămadă de fodder pe aici, îi trimitem sus frumos, fiind tradebel, și hai să le plezim pe celelalte două. Untradeable, vreau fodder pentru Icon Pack. Haide, un Ter Stegen. Ok, avem walkout slab, Spania center back, Nea Laporte, care era francez anul trecut, anul ăsta e spaniol, poate anul viitor este... Din nou francez, cine știe. Bun de băgă la SBC. Chiar perfect. Oh, bine. Și 2.85. Casă pachetul. Mai avem mai niște pârleozauri. Hai, fără quicksell. Bine. Foarte bine. Și ultimul pachet de 100.000, după care plezim party bag. Acolo e important. La party bag poate să pice Neymar. Poate să pice Ibrahimovic. Și nu mai știu ce poate să pice, dar dacă îmi dă un Neymar, dă-mă în spanac. Înseamnă că am mâncat bine dimineața și te minte că n-am mâncat. Da, e ok. Ok, cine ăsta? Milic. Încă un 84. Bun, e și ăsta. O fi în spatele lui ceva interesant. Haide. Un 86 măcar. Bine. Ia Vardy. Și încă un Team of the Week. Sau 184, 183, e bine. 3 duplication-uri. Jimenez, care probabil e untradeable. Marloș și Vaclic. Bun, și acum party bag-ul. Momentul mult așteptat. Să vedem ce pică domnilor de aici. Am uitat să dau la ăsta. Dăm acum mare icon. Pele mid. Prime, de fapt că nu pot să spice mid, cred. Ok, data viitoare. Era brazilian, am ghicit. Pez, am fost aproape. Orică e Dante. Nu uitați să folosiți codul KTX pe PC Garage și hai să-i dăm să sară. Hai cu ceva interesant. Ok. Spania, striker, nu știu cine. Bă! Fix jucătorul pe care l-am în echipă. Mulțumim, deci nebun la cap. E super ieftin, vreo 30.000, parcă ceva în genul. Probabil că pachetul a fost mult mai scump. Dar îl vând pe al meu și îl bag pe ăsta. Casă. Casă. Casă cu piscină. Perfect. Total mulțumit. N-am luat cine știe ce fodder să bag la SBC pentru mâine, dar e ok. A venit nenică ăsta, Morales. E bine. Frumos. Uite așa facem un ban cinstit. Banghelii. Punem aici pe nenea. O să trească să-i dau din nou prostile astea. Jucătorul ăsta e super ciudat. Acum înțeleg de ce costă doar 30 și ceva de mii.
nu știu, se mișcă super ciudat în teren, zici că are ceva probleme la picioare, așa îi merg picioarele stânga-dreapta din are treabă. Da, e bine. Avem untradeable și pe ăsta. Nici nu știu, mai am vreun jucător tradeable pe la echipă? Cred că ăsta e numai la tradeable din toată echipa. Dar ăsta e tradeable și atât. În rest, untradeable full. Sper mâine din Icon Pack să-mi dea un center back sau un CDM. Cam ăștia ar fi de schimbat. Dacă îmi dă... Bine, nu m-ar deranja niciun Butragenio Prime. Ăla ar fi chiar șmecher rău. Și probabil l-aș băga în bandă pe Nenea Cantona. Dar aș vrea un CDM interesant, gen un SN ar fi perfect. Sau un center back, nu știu, un Prime Rio, un Prime Cannavaro, ceva pe acolo. Să nu zic că un Maldini Prime deja ar fi show. Dar cam asta ar fi pentru mâine. Mâine vine Icon Pack-ul. Sper că o să vă placă ce o să fie. Sper că o să-mi dea ceva bun după leamnele astea de aici. În continuare, Nenea Cantona este cel mai bun icon pe care l-am prins vreodată din vreun pachet cu Icon Pack. Cam asta a fost, mersi fain de vizionare, nu uitați să folosiți codul CTX pe PC Garage. Ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!